Salutare, oameni buni! Sper că aveți o zi minunată! Eu sunt Sorin și astăzi vreau să vă duc într-o altă țară. Nu fizic, ci doar cu gustul, pentru că am făcut cea mai bună mâncare de linte pe care eu am gustat-o vreodată. Am găsit și eu rețeta și vreau să o dau mai departe. O mâncare de linte combinată cu spanac, ardei, morcov și cartof, care are o aromă deosebită datorită condimentelor, este foarte sănătoasă și hrănitoare, iar mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru zilele de post, atunci când țineți o dietă vegană sau chiar și în zilele reci de iarnă, această mâncare este binevenită. Dacă vreți să faceți această rețetă, ingredientele le veți găsi în descriere, iar pentru modul de preparare, rămâneți cu mine până la final, pentru că o să vă arăt pas cu pas cum se face. Dar haideți să nu mai pierdem vremea și să trecem în bucătărie. Prima dată o să trebuiască să tai ceapa în cuburi. Am două cepe. O pun într-un castron. Un ardei gras, la fel, am să-l tai în cuburi. Îl pun și pe acesta peste ceapă. Tot usturoiul mărunt, aproximativ 8 căței de usturoi, pe care am să-i zdrobesc cu lama cuțitului. Și ei toc mărunt. Am să-l pun și pe acesta separat. După care tai doi cartofi în cuburi. Un pic mai mari, pentru că aceștia vor trebui să fiarbă odată cu morcovul. Doi morcovi. Am să dau pe jumătate morcovul, după care îl feliez. Pun apoi o oală pe aragaz cu puțin ulei de măsline, aproximativ 2 linguri, ceapa și ardeiul, un praf de sare și le călesc până când acestea se moaie. Pun apoi crenguțele de cimbru, usturoiul, ghimbirul pe care l-am dat prin răzătoare. Opțional puteți pune și ardei iute. O jumătate de ardei iute este de ajuns. Combin și las în tigaie aproximativ un minut. Pun și condimentele pe care le-am amestecat într-un bol, câte o linguriță din fiecare. Pudră de curry, gran masala, chimen măcinat, paprika și allspice. Amestec și las aromele să se elibereze.
După care pun lintea. Eu am pus aproximativ 250 de grame de linte. Cartoful și morcovul. Un litru de supă de legume. Amestec toate ingredientele. Pun capacul și las să fiarbă aproximativ 10-15 minute, până când lintea, cartoful și morcovul se vor înmuia. Iar din când în când verific și mă asigur că în oală am destul lichid în care acestea să fiarbă. În caz de nevoie, mai completez cu puțină apă. Pun laptele de cocos, aproximativ 200 de ml, 2 mâini de spanac, amestec. Am să mai las un minut să fiarbă, după care gust. Asezonez cu sare și piper până când gustul mi se pare perfect. Torc zeama de la lime. Pentru a servi o să mai am nevoie de orez basmatic, care se face destul de simplu. Dacă m-ați urmărit, știți deja că l-am făcut de atâtea ori. Într-o oală pun cantitatea de orez pe care am spălat-o bine, dublu cantitatea de apă, un cuișor, sare, capacul și îl las să fiarbă la foc mediu până când apa se evaporă, iar orezul devine pufos. O să pun acum mâncarea de linte într-un bol. Orez lângă. Frunze de coriandru. Ardei iute extra, pun și două felii de lime. Și gata, am o masă de post, sățioasă și aromată, pe care toată lumea o va aprecia. Am să și gust, să văd cum este. Pentru asta cred că o să am nevoie de o lingură. Și puțin ardei. Hai să vedem. Foarte bună, aș putea spune extraordinară, având în vedere că este o mâncare de post, sunt foarte bune și mâncărurile vegane. Așa că încercați. Dacă ți-a plăcut rețeta, nu uita să apeși butonul de like, să o dai mai departe pentru a inspira un prieten și să te abonezi pentru că vor urma și alte rețete, cel puțin la fel de interesante ca și aceasta. Iar dacă vrei să mă susții, poți deveni membru al acestui canal apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi, eu vă urez acum poftă bună și vă aștept și la următoarea rețetă.